Eu am anunțat foarte clar că în luna decembrie nu voi candida la funcția de președinte din partea Partidului Social Democrat. La începutul lunii iulie, Partidul Social Democrat va avea un congres de desemnare a candidatului. Nu a fost discutată în interiorul partidului până acest moment. Dar a fost discutată. Și nici eu personal n-am avut o discuție de câțiva ani cu domnul Mircea Geoană pentru o astfel de eventualitate. Dar putea să normal, existe o astfel de discuție? Este normal să nu am ce să vă răspund la această întrebare, deoarece n-am avut această discuție. Eu cred că, în primul rând, ar trebui să am o discuție cu domnul Mircea Geoană. Și nu eu, ci împreună cu colegii mei. Da, foarte interesantă declarația domnului Ciolacu referitoare la mutarea datei. Încercăm să o descifrăm imediat. Ni se alătură și senatorul Virgil Guran de la PNL. Bună seara, domnule senator. Bună seara. Înțeleg că e supărare, de fapt înțeleg. E destul de limpede că e supărare dinspre PSD. Dacă se mută înapoi alegerile așa cum cereți dumneavoastră, cei de la PNL, iar domnul Ciolacu, mă rog, ne lasă să înțelegem că n-ar candida dacă se mută atunci, că el a făcut o promisiune că sunt în toamnă. Cum vedeți asta? Păi da, toamna are șanse mai mari sau ce. Nu se numără boboci. Sincer, acum glumesc, dar eu cred că în coaliție trebuie să se înțeleagă ceva. Suntem parteneri egali. Asta nu s-a înțeles de multe ori în coaliție. Poate nici noi n-am înțeles când eram mai mari, că mă uit la doamna Simona Spătaru și zâmbește lucrul acesta. Eu cred că într-o coaliție trebuie să existe respect, pentru că altfel lucrurile nu ies bine. Iar domnul Ciolacu a fost un pic cam arogant, inclusiv la alegeri, acum la rezultat și așa mai departe. Deci cred eu că trebuie să discutăm înainte și după aia să ieșim pe la televizor. Păi el zice tocmai că încercați dumneavoastră peneliștii să-i forțați mâna. Ați văzut ce a zis? Gata cu șmecheria, șmecheria se oprește la ușa guvernului. Că noi am agreat o chestie în coaliție și eu ca premier nu pot eu să mă apuc, cum a zis? Uite, dacă interesele și calculele unora electorale nu facem în funcție de asta alegerile, data alegerilor. Dați-mi voie să cred că hotărârea noastră de astăzi de la Brașov, că avem candidat propriu, a deranjat un pic, zic eu. Dar vom avea discuții, nu referitor la candidat propriu. Aici este stabilit clar și trebuie să avem candidat propriu și cred eu că trebuie să toată dreapta să ajungem la concluzia că trebuie susținut un candidat de dreapta. Eu cred că vom ajunge la o concluzie clară și în coaliție, că ați văzut că sunt fel de fel de discuții. Din păcate, de multe ori și domnul Ciolacu n-a înțeles și a ieșit prima dată la televizor să anunțe anumite decizii sau... Da, stați puțin acum, că văd că... Domnul senator, dumneavoastră, că vorbiți de înțelegerea în coaliție. Emilian Isailă sunt de la Sport Media. Dumneavoastră, credeți că veți convinge pe Marcel Ciolacu să accepte candidatura domnului Nicolae Ciucă? Candidat unic, nu. Candidatura la președinție vorbesc. Candidat unic să fie... Da. Nu cred asta. Păi și, nu cum? Cred asta. Și pe ce vezi? Nu, avem candidatul nostru. Mergem, suntem partid mare, suntem partid puternic, trebuie să avem candidat. Nu se pune problema. Dar care va fi înțelegerea din coaliție dacă nu pe candidatul la președinție? Adică ce veți discuta? De regulă știți că întotdeauna, înainte de alegeri, multe înțelegeri nu mai sunt și se fac înțelegeri după ce se termină alegerile, după ce vedem rezultatele, cine este președinte și eu spun că tot de dreapta va fi președinte, adică de la PNL și după aceea vom vedea cum se face guvernarea. Întotdeauna se întâmplă asta. Știți că se povestește de multe ori înainte că, Doamne, cât o să ne înțelegem până la sfârșitul vieții. Nu, vă spun eu că lucrurile se vor regla, dar coaliția merge înainte deocamdată. Da, stați puțin să ne lămurim la chestia asta cu ce s-a decis în coaliție. Domnul Ciolacu supraestimează, așa să zicem, valoarea acestei înțelegeri. Dumneavoastră, dimpotrivă, o bagatelizați. Domnule, am vorbit, dar nu contează, le mutăm la loc. Ca să înțelegem și noi cât de solid a fost angajamentul ăsta în coaliție pe care vi l-ați luat unii față de ceilalți, că le țineți în septembrie. Nu a fost o hotărâre foarte clară. A fost un pic... după părerea mea, din ce știu eu, un pic unilaterală cu septembrie, dar... Unilaterală PSD? Să fie și
Da, da, bineînțeles. Păi e posibil să fie și în septembrie, dar după părerea... Păi și de ce n-ați zis nimic atunci? Adică a vorbit Ciolacu 3 luni de zile despre cum o să se țină în septembrie, toată lumea și-a mutat concediile și așa mai departe. Și acum ziceți că a fost unilaterală. Un premier trebuie lăsat să vorbească la mine. Lăsa să vorbească. Deci, după părerea mea, este un pic de deranj acum din partea colegilor de coaliție și nu o înțeleg într-un fel, pentru că noi am hotărât foarte clar că avem candidatul nostru la prezidențiale. Și nu înțeleg, aici... pentru că suntem partid puternic, nu avem cum să avem noi. Și dumneavoastră acum v-ar conveni să mutați la loc ca să ce? Să aibă candidatul propriu timp să se întărească așa electoral mai bine? Nu neapărat, pentru că, după părerea mea, candidatul nostru, eu spun părerea mea asta, nu am spus că a hotărât partidul. Candidatul nostru va fi Nicolae Ciucă și este suficient de cunoscut, nu mai trebuie să aducem... Păi și atunci care e rațiunea pentru care nu vreți în septembrie? Adică să zicem că ar trebui să vă fie indiferent, nu? Și să ziceți ca Ciolacu. Cred că lucrul acesta trebuie stabilit în coaliție, nu să-l stabilească Ciolacu sau altcineva. Și este posibil să ajungem la concluzia că este în septembrie, dar trebuie discutat și trebuie să înțeleagă și partenerii noștri de coaliție, care, sincer să fiu eu, vă spun, știți dintotdeauna, că eu am fost primul care am rupt legătura și coaliția în Dâmbovița, trebuie să înțeleagă că suntem parteneri. Când se va înțelege acest lucru, nu mă refer că la nivel de conducere, de guvern, ne înțelegem pe problemele mari ale țării. Dar dacă se va înțelege că lucrurile trebuie discutate și trebuie stabilite împreună, înseamnă că este o coaliție care funcționează foarte bine. Dacă nu, înseamnă că trebuie puțin așa să ne corijăm comportamentul. Bun, hai să ne întoarcem un pic la ce spune Marcel Ciolacu, că dacă alegerile se țin în decembrie, nu voi candida. Mă întorc la declarație că s-ar putea să se fi înțeles greșit cu candidatura, dar el spune, am anunțat foarte clar că în luna decembrie nu voi candida la funcția de președinte din partea PSD. Deci cred că e destul de limpede că e vorba de alegerile prezidențiale din declarația asta cumva. Și atunci, apropo de ce am vorbit noi, doamna Spătaru, ceva mai devreme, scenariul cu Mircea Joană. Pare că e un fel de portiță pe care și-o lasă domnul Ciolacu. Domne, să vor duce alegerile ca așa vrea PNL-ul, mă rog, și o să le mutăm. Și atunci am ocazia să nu mai candidez eu personal. Da, că eu vroiam să candidez în septembrie. Sigur, astăzi, practic, și-a creat așa o cale de acces în exterior. Deci după ce a bravat pentru alegerile care au fost duminică, cât de multă stabilitate există pentru această coaliție și vor avea un candidat și vor câștiga președinția României din partea PSD-ului și sigur că președintele unui partid este cel care este îndreptuit să obțină această candidatură, astăzi, ați văzut foarte bine din declarații, a lăsat și din verb și din subiect și din toate cele înțelegerea către noi că e posibil alt scenariu în care Marcel Ciolacu să nu fie candidat datul PSD. Desigur, asta nu înseamnă că PSD nu va avea un candidat pe care să îl susțină. Sigur că PSD-ul va avea, nu? Că e cel mai mare partid, așa s-a exprimat, dar nu a spus nicio clipă că sunt eu acela. Și știm că aceste prezențe în ședințele separate, unde s-au dus ei acolo, înțeleg că chiar și la mănăstire, eu înțeleg că sunt multe păcate după aceste alegeri și chiar înțeleg acest aspect. Mă gândeam că aduce o lămurire pentru noi toți și nu ne țin și pentru alegerile următoare la fel de în necunoștință cum a fost și cât de grav a fost și cu comasarea celor care aveau trecut. Ați văzut ce a zis și despre eventualitatea Joană, că Joană nici măcar nu e în PSD, nu s-a discutat, ar trebui să discutăm, da, e normal să n-am ce să răspund, că n-am avut discuția, dar nu zice, domne, niciodată nu o să discut, zice, sigur, întâi să am discuția. Diferența majoră astăzi este aceea că nu mai e deloc furios când răspunde despre Joană, că oferă alte verbe, un alt potențial, un alt scenariu posibil, că desigur nu mai are ceva extraordinar împotriva lui Mircea Joană. Dacă dați în alte situații din urmă, era furios de-a dreptul și chiar deranjat. Zicea, o să lăsăm sondajele să decide alegerile, sigur. Nu ne mai obosim să facem, nu? Ne lua cumva la mișto. Exact cum a procedat și luni, foarte, nu că ne-a inspirat,
tot împotriva statului de drept, să vii tu luni de dimineață, când oamenii abia chiar așteptau, nici nu predaseră buletinele de vot în secțiile din birourile județene sau cum la noi, la birourile de sector, și să vii să spui la prânz, avem primarii la 1, la 2, să-i zboare ăștia care sunt, e clară situația. Nu e clară nici astăzi pe numărarea acelor buletine de vot, iar la nivelul țării, ca premier, să vii să spui acest lucru, când tu te bați în piept de stabilitate. Stabilitatea cui? Că noi avem nevoie întâi și întâi de stabilitatea democrației, stabilitatea statului de drept. Și atunci când ei au atentat fix la acest lucru, oamenii s-au regăsit și s-au dus în stradă. Da, sunt greșeli și de partea asta și le-am recunoscut. Și le-am recunoscut imediat cu o demisie a unui președinte. Vom vedea cât e de suficient asta și cât de repede vom fi capabili, și eu cred că suntem, pentru că înăuntru simt lucrurile astea din partea colegilor, și ne vom regăsi repede și vom aduce un candidat cu un potențial foarte bun, dar mai ales cu, din nou, mesajele corecte către oameni. Luate din campanie, oamenii vor să audă că știi ce trebuie să faci, să-și găsească un trai mai bun. Cu banii lor în România, să trăiască mai bine. Nu să trăiască mai bine nici Ciolacul, nici Doldurea, nici așa mai departe. Asta e cel mai important. Întoarcem imediat și la variantele de candidat de la USR sau Dreapta Unită sau că nu mai e foarte clar în momentul ăsta. Dar referitor la domnul Ciolacu, care zice, domnul, eu nu mai candidez, ce motiv e ăsta? Dacă să țin în iarnă, nu mai candidez, pentru că eu am vrut să le țin în septembrie și am promis oamenilor și nu vreau să mă joc cu ce? Cu sentimentele lor? Nu știu, habar n-am. Eu cred că declarația respectivă are legătură cu această tendință a lui Marcel Ciolacu de a nu candida. Există și posibilitatea, să zicem, să candideze și Mircea Joană și el să iasă din primul tur și în turul 2 PSD-ul să vină să susțină candidatura lui Mircea Joană împotriva celui care se clasează pe locul 2. Și domnul Ciolacu, ce se întâmplă cu el în chestia asta? Că uite ce zicea acum, cel mai greu e să gestionăm victoriile, la înfrângeri e simplu, conducerea pleacă acasă. Păi, pierde, nu îi se aplică da. Și lui? Ba da. Dar ideea e că poziția lui, deși pare puternică, și am fost unul dintre cei care au spus că poziția lui s-a întărit după aceste alegeri, cu cât ne apropiem de începutul tăvălugului pentru campania prezidențială, poziția lui se vulnerabilizează din această perspectivă, că nu poate candida și încă nu e nimic sigur cu Mircea Joană, deși se discută și trebuie să găsească o formulă să se înțeleagă. În opinia mea, cred că singura cale pentru Marcel Ciolacu să rămână președintele partidului și să își păstreze poziția de prim-ministru este această înțelegere și crearea acestui tandem cu Mircea Joană, să vadă ce o fi. Dar și aici, pe calcule, se poate întâmpla ce zic liberalii, adică să reușească într-un timp destul de scurt să creeze un pol de dreapta, deși e complicat, și să reușească să-l împingă pe Nicolae Ciucă în turul 2. Pentru că acolo, dacă ai Nicolae Ciucă, Mircea Joană, cumva lucrurile, o să ai PSD, anti-PSD. Subiectul ăsta cu cine ar putea să intre în turul 2 din partea extremiștilor mai valabili, domnule profesor, că noi acum facem calcule de genul Ciolacu versus Ciucă, Joană versus Ciucă, Ciolacu versus, nu știu, sau mă rog, dreapta, candidatul de dreapta, unită și așa, da, de aur, șoșoacă, alții, pol suveranist care să împingă în față cine știe ce personaj. Păi, acum știm că George Simion vrea să candideze. Da, are 16%. Întârziat mult. Din fericire, AUR nu are scorul cu care îl creditau anumite sondaje la un moment dat. Și chestiunea asta, sigur că este o problemă pentru domnul Simion. Ca să intri în turul 2, cred că ai nevoie mai mult de 15% sau 16%. Da? Astfel încât, sigur că e un pic mai incertă treaba că vom avea pe domnul Simion în turul 2. Dar să nu anticipăm, pentru că s-au văzut multe lucruri surprinzătoare, inclusiv la aceste alegeri. Domnul Ciolacu, și de la declarația dânsului de acum, să fim serioși, domnul Ciolacu a declarat multe lucruri în anii ăștia pe care le-a uitat, a făcut exact contrariu, a declarat că nu mărește taxele și a venit cu două pagini de taxe, a declarat că face cea mai mare reformă bugetară și n-a făcut nimic. Acum,
a declarat diverse chestii. Probabil că nu e motiv serios să te camponezi de septembrie în loc de decembrie. Nu asta este problema. Dar, de fapt, domnul Ciolacu nu a vrut niciodată să candideze, pentru că dacă putem spune un lucru cu certitudine, și ăsta nu încape loc de surpriză aici, este că domnul Ciolacu nu are cum să ajungă președintele României. Și el știe asta foarte bine. Dar domnul Joan ar putea să ajungă? Pentru că acum a întrebat despre Joană, cum observa și doamna Spătaru, e mult mai conciliant și s-a schimbat narațiunea cumva, ba mai mult zice, dar domnul Joană e din PSD, pentru că el a fost președinte al PSD, da, cel mai longeviv, vezi, parcă la fel de longeviv ca mine. Ei, ce face? Îi netezește așa un pic? Își lasă o portiță și pentru eventualitatea asta? Eu cred că e presat și de colegii, da, dânsului. A deschis poarta de-a dreptul. Ce să mai... O parte din colegii dânsului, cu siguranță, vor să îl împingă. Să îl împingă către finalul carierei, ca să spunem pe aia dreaptă. Și domnul Ciolacu, care nu a vrut niciodată, pentru că știe că n-are cum să ajungă președinte, caută fel de fel de alibiuri pentru a justifica o alianță și o susținere pentru Mircea Joana. Acum, alianță pe care a refuzat-o în trecut și să nu uităm, a spus de atâtea ori: domne, dar partidul ăsta e mare, va veni cu cineva, o să propun un intelectual, facem ceva. În fine. Stați așa să vedem dacă și pe peneliștii sperie această eventualitate, domnule Guran, că am plecat de unde am ajuns. Scenariul ăsta pe care jurnaliști ca Emilian, ca Ioana Enedogioiu l-au enunțat încă de la începutul săptămânii, pentru că provenea din surse PSD, eventualitatea asta. Părea așa că a fost respins în primă fază și că e doar un fel de armă de negociere cu dumneavoastră. Acum că pare să se profileze mai clar ca eventualitate, cum vă face să vă simțiți pe dumneavoastră la PNL? Că dacă nu-l susțineți pe Ciolacu candidat unic, are grijă să-l introducă pe Joan în ecuație și ar învinge în felul ăsta. Bine, în politică sunt fel de fel de arme folosite. M-am obișnuit cu treaba asta, dar vă spun sincer, cred că cu scuzele de rigoare pentru colegul nostru de coaliție, dar trebuie să fii naiv să crezi că un partid de nivelul Partidului Național Liberal nu iese cu candidat propriu. Nu se poate. Păi nu, am înțeles că iese, dar e un fel de amenințare acum. Dar, domnule, dacă mergeți cu candidatul vostru propriu... Haideți să vă spun ceva. Eu știți că de regulă spun ce gândesc. Eu nu cred că va avea curaj domnul Ciolacu să-l aducă pe domnul Joană să candideze la PSD. Adică nu știu dacă l-a avantajat în ecuația viitorului să aibă un candidat care stă mai bine în sondaje decât... Păi ia detaliați, ce se poate întâmpla? Păi ce se poate întâmpla? Ce se întâmplă de regulă în partide? Vine unul mai bun, vrea să-ți ia locul. Sau să numească pe cineva după aceea. Dacă o să fie președinte, Joana n-are cum să mai... să ia locul ca șef al PSD-ului lui Ciolacu, dar mă rog, poate să tragă niște spori. Dar cred că o să aibă un cuvânt foarte greu în Partidul Social-Democrat, okay, da. Da, interesant. La relația PNL cu domnul Iohannis, ca să putem înțelege. Exact, da. Apropo de PNL, hai să vedem ce spune domnul Ciucă, pentru că la povestea asta cu șmecheria, care ați văzut, zicea Ciolacu, se oprește la mine, nu trece de mine șmecheria unora care vor să manipuleze data alegerilor, are un răspuns, domnul Ciucă. Unanimitate, toți președinții de filială au susținut ca Partidul Național Liberal să aibă propriul candidat la alegerile prezidențiale. Ca atare, de aici înainte, vom continua să asigurăm participarea Partidului Național Liberal la guvernare. Sperăm în aceeași atitudine onestă și de parteneriat politic, așa cum l-am avut și până acum. Acum, când vine vorba de decizii luate la acest nivel, nu cred că trebuie să vorbim de șmecherii. Am văzut cu toții că cetățenii români nu se mai lasă induși în eroare de astfel de abordări. Ca atare, este o chestiune foarte serioasă, nu este vorba despre nicio șmecherie. Nu am avut niciodată un astfel de comportament. Suntem doi contracandidați care, cel puțin din perspectiva mea, am
respectat tot ceea ce ține de relația de guvernare, relația politică în interiorul coaliției. Am avut o atitudine cât se poate de echilibrată și de onestă și la fel vom avea și de aici înainte. De altfel, în perioada aceasta a campaniei și chiar și a precampaniei. Da, deci domnul Ciucă zice, care-i șmecherie, domnule? Că noi am fost loiali, am fost principiali, am fost... Acum e și, poate și vina domnului Ciolacu. Păi de ce n-a dat el hotărâre de guvern înainte, nu știu, în aprilie, să fie bătută în cuie data prezidențialelor? Puteau să o ceară așa, e adevărat. Ce e oprea? Că s-a dăduse legea, acum, că e voie, deci... Da, nu l-aș contrazice pe domnul Ciucă că nu a fost loial. Pentru că, făcându-ne mea culpa pentru rezultatele noastre, mă uit și la rezultatele PNL. Și harta s-a înroșit în România. Nu s-a albăstrit. Păi da? Au cedat, deci, 6 județe au cedat. Exact. Deci PNL-ul a dispărut de pe harta României, acolo unde erau mai niște picături, unde spuneau ei că e vreo dreaptă reprezentată de dânsii prin CJ-uri, nu le mai au. Și rezultatele acestea proaste pentru PNL au ascuțit cuțitele în partid, să nu credeți. Și acest ostaș în slujba țării, nu mai știu în slujba cui va fi dacă se pune pe candidatură. Una peste alta, noi o să ne vedem de ale noastre. E clar că românii le-au transmis și lor mesajul, dar este important de arătat că stabilitatea, prețul acestei stabilități, adică faptul că le-a asigurat majoritatea celor de la PSD timp de 3 ani și jumătate, se vede foarte, foarte rău în nivelul de trai. În nivelul de trai. Avem clar măsuri fiscale mult mai proaste, este clar că românii trăiesc mai prost. Și acum PNL-ul cumva spune că e bucuros de rezultate. E bucuros de rezultate și că împarte victoria. În dreptul acestora nu văd o victorie. E păcat să nu o vadă și ei așa cum este în față realitatea. Domnule Guran, dacă ne uităm la hartă, e mult mai roșie decât înainte și mult mai puțin galbenă decât înainte. Prin urmare, PSD-ul a avut de câștigat și s-a și proclamat câștigătorul acestor alegeri. De la dumneavoastră cum se vede chestia asta? Haideți să vă spun ceva, nu e mare diferență, e de câteva procente între noi și PSD. De regulă, acum din experiența pe care o am și eu și dumneavoastră, știți că în momentul în care ai premier, unii primari trag mult mai mult. Ce să spun, chiar au plecat niște primari de pe la noi, trebuie să recunoaștem, chiar și de la USR, doamna Simona. Aveați un singur primar în Dâmbovita, a tăiat-o repede la PSD, ziceai că nu are nicio treabă. Deci, da, sunt situații. Eu vă dau dreptate, dar dumneavoastră nu luați în considerare județe mari pe care le-ați pierdut. Nu e vorba de comune pe care le-ați câștigat. Doamna Simona Spătaru, știți că vă respect. Deci n-am spus-o în test de a ne contradice. Iar referitor la ceea ce a spus înainte cu Nicolae Ciucă, nu pentru că este colegul meu, președintele meu, dar vă spun, am o experiență politică. Eu n-am întâlnit încă om atât de serios care să se țină de cuvânt în politică așa cum s-a ținut Nicolae Ciucă. Așa că domnul Ciolacu are de învățat. Să știți că eu am, cu referire la asta, am o singură rugăminte. Încă se mai poate în această sesiune măcar. Poate vine, uite, când împlinește acum Senatul peste 160 de ani de existență cu cartea dumnealui și o pune la dispoziție. Mi-ar plăcea să văd doctoratul acela până la urmă dacă este plagiat sau nu. Mă gândesc că un ostaș în slujba țării n-ar avea de ce să ascundă o asemenea lucrare importantă. Să vă spun ceva, dacă tot vă referiți la doctorat, că sunt, am făcut aceeași boală, am fost colegi, a vorbit despre teatre de operațiuni. Ce să plagiez în teatre de operațiuni când el este tătic în treaba aia? De la cine să plagieze? Da, bun, în fine, asta e o poveste românească, tot timpul în loc să ne uităm ce poate să facă un om într-o funcție, ne întrebăm ce a făcut acum 30 de ani, 40, 50, dar nu ne întrebăm ce face acum sau dacă e în stare acum să facă ceva. Credeți-mă că este un om serios și loial și nu-l laud pentru că e președinte la noi la partid. Chiar am văzut o chestie și vă spun ceva, ne-a și dezavantajat pe noi ca partid uneori faptul că a fost foarte serios, foarte loial, iar partenerii noștri n-au fost la fel de serios și loial, da? S-a ținut de cuvânt. Eu sper să aprecieze lumea acest lucru, că avem nevoie de oameni de genul acesta, pentru că numai așa schimbăm un pic lucrurile în țară. Bun, acum, dacă ne uităm la povestea asta cu ce zice PNL-ul, ce zice domnul Ciucă, ce fac cu alegerile, și, a fost un fel de capcană, nu? Pe care
și au întins-o amândoi, dar uite că pare că a căzut doar PSD Unia. În momentul în care n-au tranșat chestiunea cu prezidențiale, le-au lăsat-o așa să plutească. Numai noi aici am întrebat 1.000.000 de ori. Dom'le, sigur în septembrie? Da, păi am decis în coaliție. Dar n-aveți hotărâre de guvern. Dacă am decis în coaliție, considerați-o, nu să spun, nici nu... Luați-vă popcorn, că noi venim și facem campanie electorală în august. Bine, și încolo, uite că se discută acum, e, domne, păi dar n-am stabilit-o. De ce n-a stabilit-o? Nu, au dat hotărârea de guvern, dar au dat-o, hai să zic, cel mai devreme în septembrie. Adică au lăsat o marjă. Au lăsat o marjă, să poată să schimbe data cum vor. Păi nu, aia e legea care zice că se poate organiza alegerea cu 3 luni înainte de terminarea mandatului. Aceea e legea UDMR din Parlament, după care subsecvent a venit hotărârea de guvern. Fără niciodată precisă. Nu, au dat o hotărâre. 15-28 septembrie. Au dat o hotărâre de guvern în care spun că se pot organiza începând cu luna septembrie. Păi da, dar n-au stabilit datele exacte. Nu, au vorbit pe gură despre ele. Despre date, da. Și ce au așteptat? Asta e întrebarea. De ce acum să întoarce împotriva lor sau celor de la PSD, de a așteptat să nu dea data exactă? Tudor, deci ce cred eu personal e că nimeni la vremea respectivă când au discutat chestia asta nu știau care este poziția avantajoasă după alegerile locale. Adică nu, deci au făcut chestia asta să schimbe cumva și au dat seama că cine va avea președintele va câștiga parlamentarele. Și atunci cele două mari formațiuni, probabil și cu susținerea președintelui Iohannis, au zis că e mai bine așa din perspectiva faptului că e mai ușor să se formeze din nou o majoritate gen PSD-PNL dacă una dintre cele două formațiuni va avea președintele, adică PSD sau PNL, după aia se duc în parlamentare. Poate câștigă PSD-ul cu mai multe voturi, dar are și PNL-ul și poate să facă majoritatea. Bun, dar ce așteptau de la alegerile astea locale și europarlamentare de n-au bătut în cuie? Că asta e întrebarea, de fapt. Au zis, stai că după alegeri ne hotărâm. Păi, și acum, cu ce s-a schimbat sau ce a influențat ca să unii să vrea la iarnă și unii să vrea la toamnă? Acum, în opinia mea, cred că există... S-a strâns foarte mult marginea între PSD și PNL. Și eu, în opinia mea, pe scorul politic... Cred că PSD-ul se aștepta să aibă o diferență mai mare, nu doar de 7-6% cât sunt acum. Și cred că de aici a venit faptul că dacă avea o diferență mai mare, cred că Marcel Ciolacu avea un curaj mai mare să candideze de unul singur. Că zicea, uite, avem 10 puncte în fața PNL, deci aș putea să găsesc o cale să candidez. Acum, scorul fiind strâns, lucrurile sunt destul de complicate și, pe de altă parte, un scor mai mare l-a ajutat pe Marcel Ciolacu să se convingă și pe PNL să stea mai calm cu nominalizarea lui Nicolae Ciucă și cu asta, adică să găsească o formulă să candideze, să meargă pe un candidat comun. Da. Foarte interesant că zicea doamna Spătaru mai devreme și am arătat și noi harta, s-au cedat niște județe acolo PSD-ului și marea surpriză pentru PNL pare să fi fost Suceava. Și aici a existat și există în continuare un scandal întreg. Domnul Flutur n-a prea știut să piardă și și-a acuzat proprii colegi din partid de trădarea care a făcut posibilă victoria PSD-ului. Hai să vedem. Nu mai accept eu. Deci, domnule Clăvan, au început răfuielile printre învinși, acolo unde au fost învinși. Inevitabil, asta este. Mai cedează și nervii acum. Dar dau dreptate colegului nostru. După părerea mea, PNL a ieșit binișor din aceste alegeri, categoric mai bine poate decât să așteptau... Dacă îl întrebați pe domnul Flutur, nu e cazul. Evident. Domnia s-a pierdut opoziția de când? 20 de ani de când doar. Păi, dar nu doar asta. Nu-și dorea încă 20 de ani? Nu doar asta că un partid PNL sau PSD a ieșit el cu un anumit număr de procente, ci absența unei opoziții puternice. Asta, dacă gândiți-vă că în România, în acest moment, în urma acestui vot,
există 5 din 10 români aproximativ au votat cu cele două partide, destul de apropiat, și încă 2 din 10, deci 7 din 10, au votat cu niște partide care sunt, cum să vă spun, au fost catalogate extremiste, naționaliste, nefrecventabile, nu? Nu contează, sunt niște partide care nu oferă niciun fel de discuție și soluții serioase, sunt niște partide de clovni. Bun, deci 7 din 10 români. Ah, păi tot să călărești valul ăsta atunci, asta este ideea. Adică dacă asta iese la vot, hai să ne facem de cap. De asta am spus că, din păcate, nu suntem în cel mai bun moment. Vom vedea acest lucru. Poporul român reacționează abia când îi ajunge cuțitul la os. A fost cumva a funcționat acest anestezic al fondurilor europene, da? Funcționează și va funcționa anestezicul cu măririle de pensii, de salarii, da? Este foarte bine. Când ce se va întâmpla când acești bani se vor vedea că nu există și că trebuie să o duci rău, ce se va întâmpla când fondurile europene se vor termina, știu că toată lumea poate să zică, hai să trăim noi până acolo, să vedem acolo. Nu, dar sunt niște lucruri logice care urmează să se întâmple. E, atunci, iarăși, poporul român va tresări și va spune, ne-am săturat. Ne-am săturat de ce, mai exact? Ne-am săturat de o figură, da? Nu asta este ideea. Noi, dacă suntem oameni serioși, trebuie să ne săturăm de niște idei, de niște politici, de niște măsuri, de niște caractere. Asta trebuie să ne săturăm. Da? Câtă vreme le dăm înainte cu ele, atunci... Da, vedem în imaginile alea, domnule Guran, cum PSD-ul a speculat repede situația asta, victoria de la Suceava și înflângerea lui Flutur. Ia uitați, make Suceava great again. Și l-a pus chiar și Marcel Ciolacu tricou ăsta. Nu știm ce-i pe spate. A zis respectiv, am ceva și pe spate, dar nu s-a văzut, din păcate. Nu cred că a văzut nimeni ce are pe spate. Poate mai bine, cine știe ce ne-a mai scrie și pe spate. Ce ziceți? Nu, ne-am uitat ce are pe spate Ciolacu. Da, bun. Asta este, am pierdut acolo, cu toate că vă spun ceva. George Flutur chiar a făcut treaba acolo la Suceava și se vede că Suceava este... în regulă. Păi și ce cu acuzațiile alea pe care le aducea colegului primar de la oraș, că domne, ce ați făcut aici, am astrădat? Cum adică? Vă dați seama că e supărat după ce aduci investiții de miliarde de euro în Suceava de-a lungul timpului și vezi că lucrul acela nu este apreciat. Eu vă spun că este un om cu experiență și chiar a făcut treabă și chiar merita să câștige acolo. Dar asta se întâmplă. Așa a vrut electoratul, respectăm votul electoratului, dar ce să spun? Sincer, noi pe unde am câștigat n-am făcut glume de genul acesta. Deci, cred că un pic aroganța asta nu este bună și Dumnezeu ți le dă pe parcurs. Acum, dacă erați dumneavoastră în situația să câștigați după 20 de ani Suceava, poate făceați la fel, cine știe. Nu, că nu aveam bani de tricouri, că okay. Suntem un partid mai sărac, nu avem acces așa la bună bani. Asta. Hai să vedeți alte supărări la PSD de data asta, la doamna Firea, care, deși a zis încă de la bun început că nu dă vina pe nimeni... A zis de vreo 3 ori că nu dă vina pe nimeni, că asta a fost să fie, așa au fost alegerile de anul ăsta. De fiecare dată când a ieșit că nu dă vina pe nimeni, de fapt a dat vina pe câte cineva și o face din nou și acum. Ia să vedem. Nu vreau să dau vina pe nimeni. Dau vina doar pe mine. Nu am ajuns în suficiente cartiere, nu m-am întâlnit cu suficient de mulți bucureșteni, nu am avut timp să ajungă mesajul meu realmente administrativ și nu am mers pe un mesaj de emoție, nu am inventat teme sau alte subiecte colaterale administrației. Eu am vorbit doar despre ceea ce am făcut și ceea ce vreau să fac. Probabil că această campanie a fost considerată anostă, nu a avut nimic emoțional. Eu vorbeam despre calitatea vieții cetățenilor și ceilalți vorbeau despre faptul că vin comuniștii, dacă voi fi eu aleasă. Nu mai vine niciun comunist. Am prieteni care stăteau la cozi, la vot și veneau tineri și spuneau că dacă voi fi eu votată, nu vor mai fi lăsați să meargă la studii în străinătate sau să muncească. Ferească Dumnezeu, așa ceva. Adică, și asta m-am întrebat de unde e și am aflat că în TikTok s-au dat astfel de mesaje împotriva mea, că dacă voi fi aleasă, nu vor mai fi lăsați la studii sau să lucreze. Vă dați seama ce manipulare, dar nu mai contează.
Da, deci nu e vina nimănui, dar e totuși vina unor conspirații care i-au slăbit poziția doamnei Firea, din câte înțelegem aici. Ce să fie cu toate astea? Și dacă asta ați văzut mesajele alea cu studenți care nu mai pleacă în străinătate dacă votează nu, cu Firea? Sincer, sau? N-am văzut în campanie, în această campanie, un astfel de nici mesaj. N-am văzut. Nici nu cred că pe nicăieri, voie, nici pe site-urile că lor, nici toate pe mesajele astea care nu erau... Dar alăturați la aceste declarații și declarația de astăzi a dumneiei, când spune că, sigur, PSD va avea candidat pe Marcel Ciolacu. Păi cum altfel? Păi îl împinge doar pe Marcel Ciolacu. Bine, a zis adică... și domnul Stănescu. Mă rog, no, e cam același lucru. La cum zice doamna Firea, nu mai zice altcineva. Adică e foarte clară în acest mesaj. Și atunci, adică, mi-am rupt eu picioarele. E cazul să te bagi, bărbate, și tu în lupta asta. Adică, cam cum vrei să scapi? Un lucru pe care n-am. Doamna Firea chiar nu și-a rupt picioarele, de fapt. Că are o plasă de siguranță care a împiedicat-o să-și rupă picioarele și a aterizat pe ea și se numește Parlamentul European. E locul 3 pe listă, adică poziție sigură, certificată, și care este percepută și nu cred că degeaba, ca fiind un exit din partid. Adică nu e... Doamne, nu e... N-au trimis-o la, nu știu unde, la Costinești să refacă numărătoarea. Au trimis-o la... Au trimis-o la Bruxelles, la Strasburg, la... Nu, te poți plânge? Pentru ea e exil asta, nu e surghiun, dacă cum se spune. Deci nu. Da, nu te rupe nimeni complet de partid, hai să fim serioși, nici nu la Bruxelles. Nu, da, dar nu mai. Am văzut eu și alți lideri care, făcând naveta, au mișcat lucrurile destul de mult la ei partid. Mari, mai rar. Nu. Vă spune din experiență că nu. Nu. Da. Lipsești mult. Adică din experiența liderilor pe care i-am avut. Deci nu. E foarte greu. E foarte greu să ții un partid în mână nefiind acolo unde e partidul. Doamna Firea n-are vârsta lui Traian Băsescu, să zicem. Pierd frâiele pe aici, nu mai am timp să recuperez. Doamna Firea are toată cariera politică în față să recupereze partidul, adică dacă vrea să se războiască cu cine dorește. Dar să candideze la președinție. Aici, doamna Firea, în primul rând, acum, dacă ai orice consultant politic cinstit, independent, și asta i-ar fi spus să nu candideze. Pentru că ea n-a putut să treacă niciodată peste obstacolul acelui scandal cu azilele groaze. Ea a pierdut toate voturile persoanelor în vârstă din București. Dacă te uiți și acum pe asta, majoritatea, în fine, ca ponderea este destul de mare de persoane. N-a atacat-o nimeni pe subiectul ăsta, dintre contracandidați. Nicușor Dan n-a suflat o vorbă, Burduja a vorbit, a criticat-o pe Firea pe niște chestii vagi, așa, dar n-a suflat o vorbă despre asta. Nu a fost pentru că era pe primul loc în tot ce însemna, deci orice întrebai un cetățean bucureștean despre Gabriela Firea, asta era în top cu tot, la punctă foarte mare distanță. Deci nu a fost nevoie. Au făcut foarte bine. Nici pe TikTok n-a zis nimeni de zilele groazei. Au făcut foarte bine pentru că nu aveau... N-am înțeles asta. De unde e? Că vin comuniștii sau că vin ăia care le interzic studenților să plece afară? Asta n-am înțeles. Nu. Nici eu. Chiar din București, vă spun sincer. Am făcut poate campanie peste două zile. Poate cine știe. O fi fost un clip care a fost repede interzis de cei de la digitalizare, că s-au ocupat să perieze toate mesajele astea mincinoase. Eu nu știu ce n-am văzut. Bun, e clar că e supărare mare când ești învins. Fie că te cheamă Firea, fie că te cheamă Flutur. Mulțumesc domnului Guran. Ne întoarcem imediat, doamnelor și domnilor, ca să vedeți ce mai face o învingătoare, doamna Șoșoacă. Imediat. Inimaginabil, vă ascult. Apreciere, 10.000. Ia uite, mi-a luat... Băi, ești nebun, oameni buni, sunt terminați, i-am omorât. Mi-a scos din ăsta. 7 aplicații închise, incredibil. Băi, sunteți niște lași. Fii atent cu fierbe, dragul ce vreau să... Fierbinte, 7.500 de pe live, la doamna senator. Să moarți în disperație, am omorât. Am ajuns să-mi bag telefon frigider, băi! N-avem frigider? Bagă-l în... nu știu. Ăla era TikTok-ul? Da! Nu mai merge. Fii atent! Mi-au închis telefonul! Da, se întâmplă tot felul de lucruri cu telefonul doamnei Șoșoacă, motivul pentru care ați văzut trebuie ținut la frigider. Nu ca să se conserve, ci ca să anihileze, nu știu, sistemul cel rău care face... Da, vom vedea așa ceva la
Parlamentul European, unde doamna... Să se gripeze sistemul. Mai vorbeam în pauză. Eu, în general, ca să am o opinie despre asta, trebuie să mă gândesc. Deci am mai avut un reprezentant la Bruxelles, pe Gigi Becali, care în perioada respectivă era... Nu era chiar ca Șoșoacă, nimeni nu mai e ca ea, dar era tot așa. A fost un politician populist, extrem de vocal, avea foarte mare susținere pentru că, în fine, era în business-ul fotbal și conducea FCSB. Așa, deci avea, era foarte, foarte popular și când s-a dus la Bruxelles a avut o singură, cred că o singură apariție de asta mai ieșită din comun, cu reporter, cu de-astea în jurul lui, gravitau și așa mai departe. Probabil că au fost mai multe, dar de una mi-amintesc sigur. Și după aceea, treptat, treptat s-a stins. Dar nu pentru că și-a schimbat atitudinea, ci pentru că acolo e altceva. Nu e București, nu e Parlamentul de la București. Sunt alte reguli, e un alt tip de comportament care este impus. Nu este de... Să știți că, adică, telespectatorii trebuie să știe că sunt extremiști în Parlamentul European. Și acum? Bine, unii la fel de gura livi ca doamna Șoșoacă. Adică o partidă fascistă care au câștigat... De asta Politico, de exemplu, opune pe doamna Șoșoacă într-un top al ciudaților, mă rog, ciudați, extremiști, excentrici, spune Politico. Ciudat nu înseamnă, are o conotație neapărat, cum negativă. Să spun, de... Da, e ciudat în sensul adică de diferit de mișcarea de mainstream, de curentul principal de acolo. Dar sunt destul de mulți, nu știu, sunt 50, 60 de reprezentanți. E, și ce fac ei când îi apucă? Ce se întâmplă cu ei? Fac nimic. Când îi apucă, uite, cu... Pe la ei în țară îi apucă. Genul ăsta de manifestări. Ei au studio de televiziune, poate să înregistreze emisiuni de radio cu presa de acolo, poate să fie că acolo... Faraj este iarăși un reprezentant când era Marea Britanie aici, care era super extremist, se bătea cu pumnii în piept acasă. La Parlamentul European l-am văzut personal într-un interviu. Oferind un interviu normal. Și asta era destul de agresiv, dar era acolo. Nu poți să faci ca la noi să alegi cu telefonul pe holuri. Aia e problema, că voi vorbeați de doamna Firea care se duce în exil, dar doamna Șoșoacă nu se duce în exil 5 ani, raportat la prezențele ei foarte multe. Să o trimiți acolo și să nu o lase nimeni să vorbească, că o escortează oamenii la ușa, mai stabilit asta. N-apuci să faci tevatura de aici. Noastră la Senat îmi pare rău, sunteți foarte permisivi. Da, pe nervii noștri. Foarte. Deci, oricum a fost un antrenament foarte interesant, clar, dar ne putem lipsi de el. Adică, fără dubiu, ne putem lipsi. Păi antrenament pentru ce? Că se duce acolo doamna Șoșoacă, că nu pune nimic în practică din ce s-a antrenat aici. Evident, că de aceea este și în acel clasament de tip excentric, pentru că nu ai cum să încadrezi la a fi om politic pentru că nu oferă măsuri politice. Deci nu oferă politici publice, nu spune o soluție. Dumnezeu, cum să fie educația mai bună că e proastă? Știm cu toții că e proastă. Dar când au fost legile educației în Parlament, dezbătări, cu ce ai venit? Care sunt amendamentele? Cu cine ai discutat? În ce sens vrei să fii mai bună? Nici într-un fel. Bun, la pensii. E rău, e grav. Dar cum ai vrea să fie? Ce ai făcut ca parlamentar? Nimic. Am făcut 7 TikTok-uri. Foarte frumos. Continuați. Și atunci este pe acest excentric, pe curent. Dar excentric, nu e doar la noi. Printre excentrici aia, între care se află doamna Șoșoacă, să numără naziști de-a dreptul, deci oameni cu discurs nazist, anti-Roma, anti-evrei. Dar ați văzut că în ultimul timp discursul dumneavoastră din Parlament a avut și la noi această extremă extraordinară către a susține Rusia. Asta vreau să zic. În războiul cu Ucraina. Asta. Este preferata Rusiei în România. Asta e eticheta pe care pune doamna Șoșoacă. Ea se duce în locul unei europarlamentari irlandezi, o doamnă care și-a pierdut locul și care era exact pe tipicul ăsta. Da, lucru care... Vă dați seama cât de incalificabil sau cât de extrem a fost. Ar fi probabil singura, că cred că colcăie pe acolo, domnule Găvan, și plătiți de Rusia, și consilieri, și europarlamentari, și suntem în plin scandal legat de tot felul de influențe, așa că, mă rog. Da, eu trebuie să recunosc că mă aștept ca doamna Șoșoacă să candideze în continuare. Pentru că ăsta este sportul dânsă. Aici, în România, la ceva? Păi, în România mai avem alegeri. Deci nu este sigur în opinia mea că își va accepta, se va mulțumi cu acest rol acolo. Sigur că foarte mulți se gândesc, domne, dar venitul pe care îl va obține, îl va câștiga, este foarte mare.
Da, dar viața ei, publicul ei, publicul doamnei Șoșoacă, da, ca și publicul pentru o formație muzicală, nu e în locul ăla neapărat, este aici în România. Deci aici vrea să performeze. Aici trebuie să ajungem la el prin măsuri de educație. Din păcate, n-ajungem și e captiv în rețele sociale. De aici se hrănește doamna Șoșoacă, da. Mulțumesc foarte mult tuturor. Știrile nopții imediat. Pe curând!